De ce te-a incitat, ca să zic așa, această poveste tragică de adolescenți? Aș spune că principala temă a fost cea adolescenței și filmul ăsta, Otto Barbaro, cumva observă adolescența în notele ei mai acute. Dintr-un interes de a revizita așa o vârstă care cumva m-a bântuit așa constant și cu care nu am făcut încă pace nici după procesul ăsta. În încercarea de a mă observa pe mine așa cum am fost, fără să mă judec cu cruzimea și cu da, dar la vârsta aceea nu era distanță. La vârsta adolescenței mă vedeam foarte drastic, așa, mă judecam foarte foarte acut. Și mi-am dorit așa să văd vârsta aia la o distanță și în pregătirea întâlnirii cu fiica mea, care în curând va deveni adolescentă. Și pentru că este o vârstă pe care cumva am cunoscut-o din filme și din cărți, doar în niște zone foarte comode și niște zone dezirabile, mai puțin în niște zone care sunt cu adevărat reale și care există și cu care cei mai mulți dintre noi ne-am confruntat. Deci o poveste punk. Punkul a venit și dintr-un interes personal pentru zona asta punk, dar și pentru că asociez adolescența foarte mult cu o zonă a marginalității, o vârstă a marginalității și curentul punk mi se pare că înglobează așa o grămadă din energia vârstei, din tempo-ul cu care trăim vârsta adolescenței, dar și din metafora asta a unei vârste care nu-și găsește niciun de locul, dar care are nevoie de spațiu și care își creează spațiu într-un mod aproape de gherilă. Ați inițiat campania asta, dat fiind că povestea are câteva trimite la probleme psihice, psihologice, și un comportament ușor deviant. Ce credeți că veți obține cu această campanie? Adică, care-i rostul acestei campanii? Campania a fost inițiată de Alien Film în colaborare cu Depre Hub și cu Iolanda Crețescu, psiholog, în încercarea de a scoate un pic din zona asta de tabu depresia la adolescenți. Și tocmai de a arăta comportamentul nu ca un comportament deviant, ci ca un comportament pe care trebuie să-l înțelegem și cu care, dacă nu îl acceptăm, n-avem cum să lucrăm mai departe. Este o zonă foarte puțin discutată în spațiul public, depresia la adolescenți și suicidul la adolescenți, dar din păcate suicidul este principala cauza morții copiilor între 9 și 18 ani. Deci este o realitate internațională, universală, nu este universală, internațională. Și atunci faptul că filmul ăsta tratează o zonă de asta sensibilă și nu vine cu niște soluții, adică nu este un film educativ sau demonstrativ, lasă o zonă gri pe care cumva ne-am dorit să o acompaniem cu susținere și suport pentru părinți, pentru adulți în relație cu adolescenții. De fapt, care ar fi comportamentul corect, așa, din experiența ta? Eu nu îndrăznesc să-mi dau cu părerea în direcția asta, nu. Am înțeles. Dar crezi că se poate face ceva? Adică poate să aibă efect această campanie? Da, cu siguranță. Adică efectul este acela de a deschide un dialog și cred că lucrurile, odată ce devin puse pe masă și discutate și scoase așa de sub vălul ăsta al tabului și al rușinii și al judecății astea de valoare a normal și a normalului, pot găsi soluție și pot găsi glas, na.
E lungometrajul tău de debut. Da. Și ai fost la foarte multe festivaluri cu el. Ce feedback ai avut acolo? Este un film emoționant, așa aș zice, pentru public. Nu e neapărat ceea ce m-am așteptat. Mi se pare că vorbește destul de mult unei vârste de mijloc, de foști punkeri ajunși adulți și de proaspăt părinți. Asta este un grup de public pe care eu cumva n-am îndrăznit să-l intuiesc pentru filmul ăsta, dar se pare că acolo se mișcă cel mai bine. M-am bucurat foarte mult să mă întâlnesc cu publicul, pentru că a fost o perioadă de asta de pandemie în care fiecare proiecție a venit ca un cadou și da, m-am bucurat foarte tare să pot să am proiecțiile fizice, mai ales că festivalurile în majoritatea lor au fost online. Lucrez la un scenariu. Am scris un scenariu, am terminat un scenariu de curând care va intra în producție și în filmare pentru Sabin Dorohoi, de care sunt foarte fericită și pe care de-abia aștept să-l văd pus în aplicare. Clara se numește. A fost finanțat de CNC și acum a primit și o cofinanțare destul de importantă și va intra în primăvara asta în turnaj.